Festivitățile organizate cu prilejul aniversării celor 22 de ani de activitate din cadrul Colegiului Național Kemal Atatürk din Megidia au avut loc pe scena din cadrul Casei Armatei din localitate. În prezența elevilor, a părinților și a cadrelor didactice s-a desfășurat un program care a cinstit contribuția celor care au dezvoltat instituția. La școala noastră, să zicem că seamănă cu pasărea Phoenix. Este renăscută a treia oară. Inițial, seminarul teologic a funcționat la Babadag, s-a închis la Babadag, ulterior s-a transferat la noi, la Megidia. Din nou s-a închis în anul 1967 și în 1995 s-a redeschis. Astăzi este o zi importantă pentru noi, pentru cei care, în primul rând, veți absolvi liceul și ceilalți care veți veni, pentru că acest colegiu este unitatea reprezentativă, după cum a spus și colega mea, pentru comunitatea turcă-tătară din România, pentru tot ce înseamnă limbă turcă și religie islamică. Nu au lipsit nici momentele artistice pregătite de elevi. A fost un bun prilej și pentru festivitatea de încheiere a anilor de liceu a elevilor din an terminal. Antonalina Georgiana. Borataia Ilin. Multe prietenii, multe realizări. Am învățat multe lucruri. Încă nu știu, sunt nesigură deocamdată, dar o să văd după ce iau bacul. A fost aceasta o zi cu emoții pentru tine? Puțin, mai ales de faptul că m-am despărțit de doamna dirigintă, care a fost pentru noi mai mult decât un profesor, de prieteni, o să-mi lipsească liceul. Prin devotament și implicare din partea profesorilor și a conducerii, instituția se bucură în prezent de prestigiu și totodată oferă elevilor condiții de studiu foarte bune.